peturi, sticle, cutii, ambalaje și resturi de mâncare. Așa arăta centrul Iașului după marele concert organizat în fața Palatului Culturii, la care au participat peste 40.000 de oameni. După terminarea concertului, 10 de angajați ai Societății de Salubritate au muncit pentru a strânge toate deșeurile. Doamnă. Mizerabilă. De ce credeți că nu aruncă la coșul de gunoi și aruncă pe stradă? Nu știu, nu știu ce să spun. Așa sunt oamenii. N-avem ce să le facem. Dacă le spunem, vorbește urât. Și mai bine tacem. Stăm ce să facem. Ăsta e serviciul. Angajații Salubris au muncit ore bune pentru ca ieșenii să se trezească dimineață într-un oraș curat. Văd că sunt numai gunoaie pe stradă. Sunt gunoaie, da? Potrivit, așa. Trebuie să fie ieșenii mai civilizați? Da, cât se poate. De pe jos au fost strânse toate deșeurile, iar străzile au fost aspirate și măturate. Angajații Salubris au lucrat 24 de ore din 24. În timpul sărbătorilor Iașului au fost mobilizați peste 300 de salubriști. Am fost prezenți 24 din 24 de ore. Mulțumim ieșenilor care au înțeles să folosească coșurile stradale, pentru că din an în an vedem că hârtiile și celelalte resturi aruncate pe jos sunt din ce în ce mai puține. Înțelegem că la marele concerte și la marele adunări în piața Palatului mulțimea este foarte multă. Înțelegem că nu pot găsi un coș de gunoi foarte repede, dar de asta suntem noi aici, ca imediat după ce se eliberează piața să facem curățenie. Cât despre modul în care s-au aruncat gunoaiele pe jos. Mizeria, nu? Da, mizeria. Incapabil oamenii care au făcut, incapabil. Au fost mulțumiți și ei au dat drumul pe jos, având în vedere că crezând că nu o să vadă nimeni. Exact asta stăteam și noi și ne miram și nu ne vine a crede, pentru că nu este în zilele noastre ok. Să fie mai buni, mai civilizat și cu simțul umorului și al distracției, dar în privința celor, după cum vedeți dumneavoastră, lasă de dorit. Cei aproximativ 40.000 de oameni care au participat la concertul din fața Palatului Culturii au lăsat în urma lor tone de deșeuri. Însă, cu ajutorul tehnologiei performante, angajații de la Salubris au reușit să facă curățenie într-un timp record.